și a coborât de vale unde a avut loc instalarea. O instalare simplă. Bătrânul a spus câteva cuvinte și toți vreau să se retragă. Dar părintele Cleopa, care era doar monah, a făcut semn, a ridicat mâna, cerând câteva minute de ascultare, dorea să vorbească obște. Dar unul din cei prezenți, auzi, prostul de la oi știe să și vorbească. Și-a arătat că știe să vorbească. Un ceas le-a vorbit din Sfinții Părinți despre viața de mănăstire, despre planurile pe care le avea, împreună cu obștea, încât toți au rămas înlemniți. Aveau înaintea lor pe cel mai învățat stareț din istoria acestei mănăstiri. Energia și cultura teologică a noului egumen au rodit imediat. În câțiva ani, schitul era complet înnoit. Biserica era refăcută, iar corpurile de chilii de o parte și de alta a bisericii fuseseră reconstruite. În incintă a fost ridicat și un paraclis, iar la toate acestea au contribuit și sătenii din Rădășeni, Suceava, care erau refugiați în preajma mănăstirii din cauza războiului. În 1947, ca recunoaștere a împlinirilor de la Sihăstria, schitul a fost ridicat la rang de mănăstire, iar starețul lui, părintele Cleopa, care fusese hirotonit 2 ani mai devreme, a fost hirotesit arhimandrit. Să nu uiți ce spune Sfântul Grigore. Taci tu să vorbească faptele ta. Așa, să vorbească cu faptele. Iritați de renașterea mănăstirii Sihăstria, reprezentanții autorității comuniste au vrut să îl intimideze pe stareț. Așa se face că părintele Cleopa a fost reținut și anchetat de către securitate. Deși a fost eliberat, părintele i-a consultat pe părinții din mănăstire în privința retragerii sale în munți. Dumnezeu a trimis un om ca să-l anunțe că vine să-l aresteze securitatea și atunci el noaptea imediat a adunat câțiva duhovni și au zis ce să fac, să plec sau să stau. Și toți într-un glas pleacă în pustie, că dacă te arestează ăștia, nu mai ești de acolo. Alegând calea pusniciei, părintele Cleopa nu făcea decât să continue o adevărată tradiție a Sihăstriei din aceste locuri. Foarte mulți călugări, mai ales în timpul postului mare, se retrăgeau în munți. În apropierea schitului Sihla se află un loc despre care părinții de acolo spun că este acoperit de darul lui Dumnezeu și că foarte mulți pusnici și în trecut, dar și în prezent, viețuiesc acolo. Au fost perioade când erau acolo zeci de pusnici. 6 luni, atât a durat prima retragere a părintelui, urmată de o revenire la chemare patriarhală. În condițiile dificile ale acelei perioade, patriarhul Justinian l-a numit pe arhimandritul Cleopa stareț la mănăstirea Slatina în județul Suceava. Atunci când patriarhul Justinian l-a numit pe părintele Cleopa stareț al acestei mănăstiri, a făcut-o pentru că nu mai era o altă variantă. Împreună cu 30 de călugări, părintele Cleopa, secondat de marele duhovnic Paisie Olaru, a refăcut viața călugărească din această mănăstire. În timpul acela, în 54, 55 până în 59, mănăstirea Slatina a fost un centru al ortodoxiei. Aici era, din cele ce spun ucenicii lui părinte Cleopa, era o mănăstire foarte bine închegată, cu mult tineret, și aici era și un cuib, să zic, de mari teologi. Părintele protosinghel Paisie Gavrilă, duhovnic acum la mănăstirea Slatina, a intrat în monahism chiar în această mănăstire și chiar în anii când aici era stareț părintele Cleopa. Sigur că eu eram tânăr copil, nu-mi dădeam seama de rânduieli. Pornirea am avut-o de acasă, de plecat la mănăstire, dar nu le știam toate, dar vedeam că s-a adunat toți de la București, părintele Sofian Boghiu, care era mare, mare, mare orator, mare predicator, părintele Benedict Ghiuș, vineau pe aici Andrei Scrima, care a fost plecat în străinătate, și s-a adunat toți prin prejur. Aici era un cuib aproape care nu era toată țara.
Credincioșii au simțit puterea părintelui Cleopa. Nu este de mirare că din ce în ce mai mulți s-au îndreptat către mănăstirea Slatina, pentru că aici accentul principal era pe trăirea duhovnicească și mai puțin pe aspectele gospodărești. Credincioșii de pe valea părâului Suha și din ținutul Fălticenilor veneau atunci în număr mare, se porneau dimineața cu căruțele din satele din prejur ca să ajungă la liturghie. Întotdeauna la liturghie ascultau cuvântul de învățătură al părintelui Cleopa. În administrație nu el îi trebuia călugări cu viață bună și să ții de biserică, nu era ca admir. Avea discuții cu părintele Dumnezeu Silier de părintele Caliopi. A Petre a fost stariț la Silvestrii din 60, până târziu. Și era economare aici, așa. Noi ne lua la treabă, la ascultare, prin grădină și vinea părintele Cleopa între noi și ne povestea viața de sfinților, cum trebuie să ne purtăm, dacă am făcut canonul, să ne ținem aproape de biserică, și stăteam și ne uita la dâns. Părinte Caliopi spunea și preacuvioasă, vă duceți acasă și rugați-vă-și pentru noi și lasă să facem treabă. În perioada cât a fost aici stareț, părintele Cleopa a avut și misiunea de a îndruma și de a coordona alte 8 mănăstiri din prejur. Mănăstirea Râșca, de preoți duhovnici care erau de aici, mănăstirea Vatra Moldoviții erau de aici, Rarău tot de aici, Camârzanii actual care sunt tot pe aici preoți. Îi dădea, care nu le plăcea, stătea un timp și pleca și trimitea alții. La Slatina, părintele Cleopa a simțit de multe ori chemarea pusniciei. El găsea, din când în când, prilejuri ca să se retragă pentru rugăciune măcar câteva ore. Când părintele Cleopa era obosă și simțea să se retragă de lume, se urca aici într-o paiană, spune paiana lui Pahomea. În paiana lui Pahomea acolo a avut mănăstirea Stână și acolo era un saivan făcut în sistem nemțesc foarte frumos și era și un paraclis. Și mai sus este o arșiță, îi spune, și acolo era o chiliuță în pământ, când zăși. Așa, în bradă, așa cum era făcută, unii mergea cu părintele Arsenie Papacioc. În anul 1952, părintele Cleopa a fost din nou anchetat de securitate. În fața unei noi primejdii, părintele decide să se retragă din nou în pusnicie, de asta dată în preajma poienii lui Pahomie, nu departe de Slatina. Acum, în vârstă de 98 de ani, Mihai Ștefănoaia, din localitatea Mălini, își amintește că părintele Cleopa i-a cerut unui om de încredere, Petre, să-i aducă în pădure ceva pâine uscată. Băi, Petre! Cât de îndată să fie, ia două, trei pâine albe și fă pesmes. Și o trai și pune în pesmes, ne aduci și mâncare, n-am nimic în pădure. Mănânc tu un pesmet de așa. Dar să vezi minune, că dacă lua un pesmet, din trai și trei era la loc, înapoi. Dumnezeu îi dădea, trei înapoi în loc. Nu se mai gătea pesmes, ea făcut în trai. Această nouă etapă sihăstrească din viața părintelui Cleopa a durat 2 ani. În 1954, părintele a fost chemat la București pentru a se întâlni cu patriarhul de atunci, Justinian. Patriarhul Justinian a intervenit la mai mari vremi de atunci pentru a-i lăsa părintelui Cleopa libertatea de a se întoarce și de a predica în mănăstire. Patriarhul chiar l-a chemat la București de 2 sau de mai multe ori și l-a ținut acolo la Patriarhie, invitându-l să vorbească obștilor din apropierea Bucureștilor. Pentru părintele Cleopa au urmat câțiva ani de mărturisire a cuvântului lui Dumnezeu, mai întâi în Mitropolia Banatului, iar apoi din nou în Moldova. În 1959, viața monahală din întreaga țară a fost zguduită de decretul de alungare din mănăstiri a monahilor tineri. Părintele Bartolomeu de la Sihăstria își amintește de acea perioadă. Pentru mine a fost ca izgonirea lui Adam din rai. Așa a fost pentru mine. A fost o mare durere când m-a scos din mănăstiri, da. Imediat după decretul antimonahal, părintele Cleopa ar fi trebuit să meargă cu domiciliu forțat în satul său natal. Vocația călugăriei a fost însă pentru el prea puternică. Era pe la ora 6, ieșise de la slujbă și vede trei miliții am venit acolo. Zice,
Cine sare să aici? Și eu, părinte Cleopa. Pe dumneata te căutăm noi. Și merg cu noi, zice. Dar părinte Cleopa, zice, dacă sunteți atât de buni, lasă-mă să mă rog dacă la Maica Domnului. Să zice, băi, popa, aici să ne-o minți, zice. Ia să-l căutăm noi în biserică. O calca legământul lor, l-o băga și în altar, l-o căta pe sine. Nu-i, o fugi, zice. Dar tot îl prindem. Venim noi cu câinii și-l căutăm prin pădure și-l prindem. O fugi, în pădure.